Nu, mi se pare corect să fie asta. Tanco, da? Se pare să vezi toate cancerele pe rup. Euro 5, tot. Pe o dreptate. Tot în aia să lași. PSD-ul. Nu, pe dreptate. Mimi, tot în alegătorii voștri. Vedeți cu domnul. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Am fost împreună cu domnul secretar, că am discutat la ultima ședință, să vedem unde e blocajul cu zona Ciolta și cu Pugu. Am fost, am discutat cu factul de conducere și de decizie la Procar. Acolo avem nevoie de o altă hotărâre pentru zona Ciolta, da, domnul secretar? Avem pe ordinea de zi. Este o ordine de zi. La momentul în care avem ordinea, depunem la Procar, o să redactăm hotărârea, să o depunem și atunci, în două, trei săptămâni, maxim o lună, mi s-a spus că se deblochează situația pe zona Ciolta. Da, sunt cea, dar dânsi o să fie evacuat, e o mare problemă și atunci trebuie să-i ajutăm. Acolo, după o să-i ajutăm. Sperăm să vină și ce domnul secretar. Este cum semnat? Da, numai la care... Hai, de ce dăm și votarea? Cum tu 5 dacă nu mă așa? Și atunci nu mai facem cu sutele, nu? Proiect de votare e primul asta. Cum cu 5? Stimați Alex, faci semn unde le e parcursul, da? Așa. 5, nu? Punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea privată a Comunei Sânt Mihai Român, întocmită de Procar SRL. Supun la vot. Cine este pentru punctul numărul 5? Dezmembrare Ciolta. Pentru dezmembrare. Dar nu mai facem mai mare. Era așa de Suplimentăm ordinea de zi cu... Nicola. Nu vrei ca prea. Cu un proiect de privind dezmembrarea unei suprafețe de teren în localitatea Sânt Mihaiul German, respectiv la numărul 253, proprietatea Comunei Sânt Mihaiul Român, CF 403366, suprafață de 1410 metri pătrați. Aici este vorba... Bucaș celebru. Pe care și cunoaște, vă rog, dacă vă cunoaște. Coraghiere de o casă din greșeală, o nebunie. Deci trenul este bine, dar de sar și este... Eu am făcut altele pe alt număr. Da, pe doi să fac, am radiat casa lui altcineva. Da, în caz. Supun la vot suplimentarea de pe ordinea de zi. Cine este pentru suplimentare? Pentru suplimentare și după aia pentru cu proiectul ăsta de hotărâre și după aia pentru dezmembrarea. Ce proiect suplimentăm? Dezmembrarea unui teren la Sânt Mihaiul German, aflat în proprietatea Comunei Sânt Mihaiul Român, domeniu privat, de 1410 metri pătrați, CF 403366, în două loturi, conform lucrării topografice, domnită de... Nu știu cum o Cosmin Valentin Pastram, topopas plan. Da, corect. Uitați, dați-i cu mâna. Da, e ok. Nu minte la aceasta, nu se poate. Cu o hotărâre de Consiliu, precum că mi se aprobă și... În momentul în care va fi redactată, veți fi... Nu, urmează.
ascultați-mă tu. Acum dacă vorbim se... strict de dezmembrare. Da, la momentul la care o să avem extrase de carte funciară, veniți, faceți cerere, aveți de fapt cerere făcute, nu știu că știu eu, Comisia Consiliului Local de analiză a dosarului de plăcești, dar în momentul la care vor exista două extrase de carte funciară distincte. Acum există unul singur și se aprobă dezmembrarea. Și asta, am înțeles, trebuie dus la cadastru, nu? Da. Și cam sunt la cadastru. Orice etapă durează 3 suplimentarea ordinei de zi, că nu m-am referat. Aplicat examen. Aplicat la psiu. Vă rog, puteți, îmi cer scuze. Colegi, puteți să repetați votul pentru suplimentarea ordinei de zi? Da, este toată lumea pentru. Și acum cine e pentru de Dicele, tu ce faci? Dar v-am invitat să repetați votul. Vă mulțumesc. Fix activ, că avem treabă, doamne, suntem oameni în câmpul muncii. Și atunci am o întrebare. Deci când vine de la cadastru? O să fiți anunțat. Dacă vine la dumneavoastră sau? Păi numai la noi, că mașina aveți și pe toată. Mergeți la alții. O să vă sune doamna Vâici, că aveți afinități. Aveți o legătură strânsă cu doamna Vâici. Ea e ca și mama. Vedeți mama? Să nu vă găsiți cu privire, aveți... Nu de păcătui, dar vă dați seama, de 8 ani de zile mă chinui să... Nu mai țin domnul, mai gata, de tot. Junie. E ok. Bine, o zi faină. Junie Sorin și Junie Sim. Domnul Junie, să știți că mată și odată. Junie Sorin. Auzi, spune, te rog, la cine a făcut o reclamație? Prin doamna Buit. La prefectură, pentru cine ai făcut? Cine ce faci cu ea? Cine? Ai făcut reclamația pentru că nu ai numărat la Guvernul României. El n-are nicio vină, taică, s-a făcut și la Băzescu, și la Ponta, și la... Dați-mi voie să vă întreb ceva. Dacă vii la primărie și ți se spune că ți se dă, da, domnule, mergeți acasă, liniștiți că vă dau. Și când, la urmă, dai seama că ai fost dus cu zăhărelul, atunci ce să faci? Spune dumneavoastră. Ai pus la mar, normal. Și e promisiunea 8 ani de zile mă chine, 8 ani. Am dat și am făcut, dacă am vrut să aduc aici, așa am teancul de acte făcute. Din cauza lui cine, secretarul care a fost. Mi-au dat date greșite. Așa secretarii mai de neînțeles, dar ei sunt oameni. Sănătate, Sfântul Dumitru. Mulțumesc, Doamna are prioritatea acum. Spune, doamna. Pentru legea 15.